Băieți și fete, vă spun încă de la început că videoclipul ăsta este unul super creepy și interesant, deoarece ne vom uita la două filme horror care sunt făcute special să nu te lase să mai dormi noapte. Adică uitați-vă, primul short horror film se numește Good Night și este vorba despre femeia asta care vrea să se culce, boys, efectiv, după cum vedeți, citește o carte, însă cineva o deranjează și ea trește cu ideea că e cineva lângă ea. Uitați-vă până la final să vedem dacă într-adevăr e cineva în casa ei care stă lângă ea sau doar ea paranoică, uitați-vă. Deci cred că acum o să se culce. Ok, mamă ce mișto, a dat la bec și o să se culce. Bun, să vedem. Dacă reușește, sper să nu iau ceva jumpscare. Nu uitați de like, bă, și de subscribe. Mamă, dar uitați-vă, trebuie să iau chestii. Dar poate doar pocnește mobila, după cum știți că se mai... Bă! Bă, se aude ceva de acolo, boys! Ok, a prins asta, gen, da... Na, nu știu care-i treaba, stai. Se aude ceva din partea aia, credeți că o să se ducă să verifice? Nu știu, n-ar fi o idee prea bună. Mamă, bă, dar tot se aude, dar ce-i chestia aia? Bă, bune, bro. Ma, a închis ușa. Bun, și acum se culcă la loc? Bă, nu uite, bună. Mamă, iară se aude ceva. Bă, dar tot se aude, gen, ca și cum se, parcă se rup niște oase, cringe. Cineva a închis asta, cineva a dat din palme și a închis asta. Ok. Mamă, ușa deschisă, uai, uai, uai. Uai, uai, mai nimeni, uai. Uai, sper să ne mă pare jumpscare, bă. Bă, se aude ceva. Dă-i, mă. Bun. Vrea să doarmă cu lumina aprinsă, neapărat. Cred și eu. Ok. Mamă mea, se aude ceva stângă-i. Bă, cred că e în pac cu ea. Mamă, bă, 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 bă! Nu se vede momentan. Nu se vede nimic momentan. Ma, ma, ma. Mamă, ceva, boys. Mamă, ceva în pacuia. Mamă! Ok, ok, bă, filmul ăsta a fost ciudat rău de tot, boys, adică să încerci să te culci și să o vezi pe femeia aia mi se pare destul de horror, însă hai să trecem la următorul film horror. Și pentru că acest videoclip se numește Nu te uita la aceste clipuri dacă vrei să dormi de seară, ei bine, oamenii mei, este vorba în filmele horror la care reacționăm despre oameni care, ce să vezi, nici ei nu pot să doarmă. Acum iară ne uităm la filmul ăsta horror care se numește Some Things Never Leave, adică unele lucruri nu pleacă deloc, și vorba despre un bărbat de data aceasta care, după cum vedeți, nu poate deloc să doarmă, știi, are o chestie, simte că e cineva aici la el în casă, ca și data trecută, mamă, dar filmul trecut, bă, am stat așa super, super, super în priză. Uitați-vă la băiatul ăsta. Despre el e vorba, nu poate să doarmă. Cred că, din câte am înțeles din descriere, asta să ne uităm, da, deci nu uitați subscribe-ul și toate astea, îl bântuie ceva din trecut, boys. N-avem un subtitrare, nu, n-avem așa, hai să vedem. Îl bântuie ceva din trecut. Hai să vedem. Sună pe cineva, boys, o fi că... Hai să vedem pe cine sună. Hello. Hello. Hey Sam. Hey Sam. Hey Benji. It's good to hear from you. Yeah, you too. Bun, deci a sunat-o pe una Sam. I-a zis salut Benji, e foarte bine că te aud. Că aud ceva de la tine. How are things? Cum merg lucrurile? How's David? Cum e David? Good. Things are pretty good. He has a big project at work right now, so he just went to bed a little early. I was reading for a bit. Ok, boys, nu știu care-i treaba, l-a întrebat cum, ce face David, ce face David, a zis că are un proiect la muncă și s-a dus la culcare, nu știu care-i treaba, cine-i David, cine-i aia, poate ne dăm seama. Cum ești tu? Sunt bine. Lucrurile sunt bune. Am început un proiect nou la muzeu. Asta e totul?
saw him again. Saw who? You know who I saw. Ce că l-am văzut din nou. Boys, deci cred că el vede pe cineva noaptea și o fi că asta e o prietenă foarte bună de-a lui. Și o sună și zice. You're sure? E sigură? E sigur? Ce că l-a văzut din nou. De când nu l-am mai văzut? Nu știu. Acum foarte mult timp. 14 years. Deși că vede o, a văzut o persoană pe care n-am mai văzut-o de 14 ani. What? First time was a couple nights ago. Prima dată a fost acum câteva nopți. În casa mea. A, cred că a avut un vis, boys. Cred că a avut un vis de ăsta. Zice că era într-o pădure de asta. Uitați-vă, acum reprezintă visul. Nu mi-am dat seama la început. Dar totul era foarte, foarte silențios. Deci e vorba despre o persoană, gen despre o creatură care îl bântuie pe ăsta în somn. Auzeam cum se mișcă lemnul. Și după l-am văzut. Mamă, uitați-vă. Bă. Mamă. Deci bă, e o chestie care îl bântuie, mamă, ăsta se face. Nu l-am mai văzut de așa de mult timp. Mamă, bă. Și a doua oară l-am văzut aseară. Walking home from hanging out with some friends. Wasn't raining then. Chica a plecat. Chica a plecat de la o ieșire cu prietenii. Not yet. I think it's gonna start later. Chica, la voi plouă, nu? Alleyway on the way home. Chica era pe alee când a venit de acolo. Și l-a văzut din nou. Și l-a văzut din nou. L-am văzut din nou. Ia uitați-vă. Mamă, ăsta! Creatura aia, asta e, boys, uitați-vă. Ăsta îl urmărește pe el. Oribil. Da, știu. He said it was my turn to. A zis că e rândul meu. Please, stay where you are. Getting David up and we'll be there as soon as we can. Și că Ben stai acolo și o să vin eu cu David. Bă, dar așa de grav e? Mamă, cred că a uitat asta la el în casă. Mamă, uitați-vă cum arată, boys. Ben, what aren't you telling me? Ben, ce-mi spui? Nimic. You're sure? Cred că a uitat asta la el în casă. Da. Chiar acum venim acolo. Ne vedem în curând. Ok. Ok. I love you, Sam. Te iubesc, Sam. Call me if anything happens. Să mă sun dacă se întâmplă ceva. Asta cred că e sora sa sau? Da. Mamă, de ce? Boys, vă zic eu. A venit asta la el în casă. Ce zice? Eu asta ce a zis la final? Și că te rog, lasă-o în pace. Lasă-o în pace, mamă, cred că vrea să o ia pe Sam. Mamă, și aici s-a terminat, boys, bă. Bă, deci filmul ăsta horror a fost așa, bă, ciudat, rău de tot. N-am mai văzut de mult așa ceva. Deci era vorba despre o creatură care îl bântuia pe ăsta și după 14 ani a revenit. Și acum cred că i-a zis că o să vină și după Sam, că a zis să o lase în pace. Ei bine, fraților, cam atât a fost film horror super, super mișto, unde este vorba despre o fantomă care se află în baia unei femei. Deci, bă, vă zic că e creepy rău de tot. Deci, bă, cac pe mine de frică numai când mă gândesc. Am văzut niște secvențe și secvența din thumbnail și vă zic că e horror rău de tot. Este vorba despre femeia asta, boys, care are o fantomă în baie. Gen, uitați-vă fix acum, au trecut 20 de secunde, băi! Bă! Bă! Daniel? O cheamă Andreea. La mulți ani, Andrei și Andreea, boys, că tot, uite, nu mă așteptam să fie așa videoclipul. Și toate celelalte derivate. Hai, Daniel. Și că...
Ok, a zis și că ieși afară din baie. Eu momentan o să mă duc la magazin să iau niște chestii. Bă, deci nu e Daniel, nu e iubitul tău sau cine e Daniel. Se duce la magazin, boys. A zis că i-a observat că s-a închis ușa, să n-a văzut și înăuntru, cine e înăuntru. Era de fapt aia. Ok. Hey. Hey. Okay. Ți-am zis că... Oh, boys. Bă. I-a zis adineaur, cică, și nu vrei să iei ceva de mâncare. Se pare că n-o să plec așa de repede de la birou. Adică el nu e acasă. Mama, acum și-a dat asta seama. Acum și-a dat seama că nu Daniel era acasă. Nu ești acasă? Nu, sunt încă la muncă. Nu știu când o să vin acasă. Vreau să te sun și să știe chestia asta. Mamă, uitați-vă. Andreea? Ești acolo? Mamă, deci e căcată pe aia, boys, pentru că ea credea că e Daniel acolo, dar nu era Daniel. Ne vedem diseară. Bă, bă, e căcată pe aia, boys. Pe bună dreptate. Ea credea că... e altcineva. Credea că e Daniel, dar de fapt nu era Daniel. Mamă, mamă, se duce acum înapoi? Sau... da, mamă, se duce înapoi, fiți atenți. Mamă, se aude dușul, boys. Se aude ceva, se aude apa, hello. Mamă, dar de ce nu i-a zis lui bărbatul său că e cineva la ei în casă, nu? De ce nu i-a zis? Nu înțeleg de ce nu i-a zis lui iubitul ei. Mamă, nu mai merge lumina. Nu merge absolut nimic, ha? Bă, bă, boys, trebuie să fie frică. Cred că sună la 112. Sună pe cineva. Mamă, l-a sunat pe Daniel. Bă, de ce nu i-ai zis, bă, că n-ai vorbit cu el adineaurii? Mamă, mamă, s-a deschis ușa, boys, uai. Dar de ce nu i-ai zis că n-a vorbit cu el prima dată? Mamă, mamă, nu e bună, nu e bună. Ok. Ok, boys, ok. Bun. E cam speriată sora noastră. Mama, ai grijă, ai grijă. Mama, a lăsat asta, uai. Bă, 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 nu-i bine, nu-i bine că a intrat în baie. Vă zic că nu trebuia să intre. Era asta lăsată. Sper că acum nu s-a liniștit. Pentru că, bă, cineva a închis ușa. E cineva în baie, 100%. E cineva acolo, bă, și acolo. Hai să vedem. O să deschidă ușa, bă, bă, acolo că e ceva de bara sau... Mamă, nu-i nimeni. Uai. Sau... Bă. Bă, mi-e frică, vă zic sincer. Mamă, mamă, mamă. Mamă. Mamă, ai un dormitor? Bă, 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 fugi. Fugi de acolo, băi. Au, fugi, bă. Ce-i aia? Fugi. Bă, de ce n-a fugit? Și acum cred că vine Daniel acasă. Ba nu, uite-o pe ea. S-a trezit. Bă, de ce n-a fugit? Bă. Bă, de ce n-a fugit, nu înțeleg. Se trezește acum. Mamă, e în baie. Îi sună telefonul. Cred că o sună Daniel. Bă, răspunde odată. Bă, răspunde-mă la telefon odată. Babă, oamenii mei, nu-i bine. Nu-i a bună. Mama, aia cred că e în continuare acolo. Bă, răspunde-mă la telefon, că tot sună telefonul ăla. Bă, pe bune. Ok. Mama, 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 mama. Bă. Bă.
Bă, ce-i cu asta, bine? Ce-i plină de sânge și care-i treaba cu ea? O sună Daniel, bă, răspunde lui Daniel! Cred că dacă încearcă să pună mâna pe telefon sau ceva, de ce nu omoară aia, dar nu sunt sigur. BAM! O luat telefonul și o închis ușa, eram sigur. Mamă, e în spatele tău, e în spatele tău, sora mea. E în spatele tău, bă, bă, bă. Bă, nu-i bine. Bă. Bă. Deschide ușa, mamă, nu mai poate să facă nimica, cred. Mamă, 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 voi să ne apură. Ba da, ba da, s-a dus. A ieșit, a ieșit. A ieșit din asta, fugi, bă, fugi, că a ieșit din baie. Ia, poate să iasă din baie, fantoma, ce credeți? Mamă, fugi, fugi, fugi. Credeți că poate să iasă din baie? Nu, nu cred că poate să iasă. Ma. Mamă, fugi odată, fugi. Mamă, nu mai e acolo, cred că poate să iasă din baie și cred că a ieșit. Mamă, câte apeluri! Bă, câte apeluri de la Daniel! Normal că l-o suna ca disperatul. O sunat-o ca disperatul. Bă, 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 o sugrumă. Bă, dar care-i treaba cu fantoma asta, bro? Eu nu înțeleg, e ciudat rău de tot. Ma, fugi, bă, fugi de aici. Mamă, o ia. Bă, bă, e ciudat. Mamă, o duce înapoi în baie, se face baia roșie, what? Bă! Și s-a închis totul, bro. Mamă, și aici cred că s-a terminat filmul. Mamă, și iar o sună Daniel. Ia să vedem, boys. Iar o sună Daniel. Mamă, și aici s-a terminat, băieți. Bă, pe bune, ăsta a fost un film creepy. Deci a fost horror rău de tot, frații mei. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat ce vom face astăzi. Prima dată vom reacționa la acest horror short film care se numește The Lake. Și The Lake, boys, în acest film The Lake, este vorba despre lacul Sinei Lanier. Care Sinei Lanier, lacul ăsta care este în Statele Unite ale Americii, are cele mai multe victime. Adică când mergi pe lacul ăsta, s-ar putea să ți se întâmple ceva. Așa că nu știu ce idee proastă a avut un băiat să o ceară pe iubita lui în căsătorie pe lacul ăsta și din păcate s-a ajuns la ceva foarte foarte nașpa. Urmează să vedem în clipul ăsta deci este făcut după fapt real. El a vrut să o surprindă pe iubita lui și să o ceară în căsătorie pe lacul ăsta, Sydney Lander sau ceva de genul, dar o să vedeți că totul a scăpat de sub control și s-au întâmplat niște chestii foarte foarte nașpa și ăsta este doar primul clip, rămâneți până la final și la al doilea. Michael, it's creepy, stați puțin boys că e romantic. Bun, deci el zice că e romantic și el zice că e creepy, că vă dați seama, lacul ăsta e un fel de lac vântuit. Suntem doar noi doi și un cer plin de stele, da, frățior, ar fi bine să fie așa, dar zic eu că nu e. Bun, uitați-vă, boys, are inelul acolo, oh, mamă, ce entuziasm sunt pentru el. Jamie, uai, acum e momentul, boys. Jamie, vină aici, haideți, fraților, let's go. Mai așa cu... Îți amintești prima dată când am mai fost la lacul ăsta? Opa, deși că au mai fost la lacul ăsta. Dar e ceva în apă, boys! Bă, e ceva în apă! Eram fix în același loc. Și te-am întrebat dacă vrei să fii iubita mea. Și ai zis da. Mamă, și pentru că am venit aici și te-am întrebat dacă vrei să fii prietena mea, acum suntem împreună și acum urmează să te întreb dacă vrei să fii soția mea. Mamă, dar e ceva sub apă, boys. Cineva o să strice planurile la omul nostru și nu știu, nu mă simt bine legătură cu asta, pe bune. So, hai să vedem. Mamă, acum o întreb dacă vrea să fie soția lui. Mamă, sper să nu o refuze, boys, pe bune. Jamie. Mamă, 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 strați! Bă, bă, oh, why?
Uai, frații mei, cred că i-o picat inelul în apă. Mamă, mamă, mamă. Uai. No, no, no. No. Mamă, ce moment prost, uai. Ce s-a întâmplat? Am scăpat aia. Am scăpat inelul, ce faci? Mă duc să caut. Bă, da, stai, frățiorul meu, bă, l-ai scăpat, aia. Nu poți să vin apoi. Bă, de ce n-ai bastrit acolo, man? Cum n-ai bă să găsească inelul, dita mai lacul? N-are nicio logică. Michael? Unde ești, Michael, frățiorul? Bă, n-are nicio logică. Bă, nu o să găsească niciun inel. Oamenii mei? Bă, unde-i Michael? S-a auzit un sunet. Bă. Bă, ce bărbatul? Bă, era un bărbat acolo. Hopa! A revenit băiatul. Jamie, l-am luat. L-am luat. Cum mă, l-am luat? What? Bravo, frățiorul meu. A luat inelul. Bă, da, vă după bărbatul ăla din apă. Care era treaba cu el? Nu e așa de nașpa că te duci. Bravo, bravo, frățiorul. Ai luat inelul. Let's go. Unde a dispărut Jamie? I-a făcut ceva bărbatul ăla. Bă, da, după genchelul ăla din apă. De ce era ăla? Bă, unde e Jamie? What? Oamenii mei, unde a dispărut Jamie? Se aude ceva. Doamne ferește, unde e Jamie, man? A țipat cineva? Sper că nu era Jamie aia pe bune acum. Bă. Se aude ceva. Uite-l iară pe bărbatul ăla. Bă. Bă, ia stai. Oamenii mei, nu cred că e... Bă. Nu cred că e un... Uite în stânga. Bă, ai Jamie, boys. Bă, deci al... Aia nu e Jamie, cumva. Aia din stânga, cred că e Jamie. Bă, pe bune. Mamă, bă, ce-s cu creaturile alea? Și că asta există și în viața reală în lacul ăsta. Nu știu, boys, dacă o să mergi vreodată la lacul ăsta, dar... Da, există și în viața reală și ca astea, dar nu știu ce să zic, e la cumpântuit, am zis. Ați văzut-o la începutul videoclipului, de fapt, că scrie acolo. Bă, mamă, n-are aia să... Uai, n-are vâsla. Frățiorul meu, fă ceva. N-are vâsla. Oh, uite-o pe Jamie! Uite-o pe Jamie! Bă, bă, Jamie moartă. Bă, Jamie? Nu. Bă. Mamă, că Jamie moartă! Că Jamie l-o moară pe el! L-o mort! Bă! L-o mor iubita că și-o scăpat inelul! What? Bă! Bă, eu v-am zis la început că întotdeauna rămâne numai unul în viață, gen că asta e ideea acestor filme horror, dar nu credeam că iubita o să-l moare pe iubita, adică... Credeam că îl omor, gen, eu omor un criminal în serie sau ceva de genul, dar nu e în trei. Mama de Jamie, boy, s-a fost posedată într-un fel de uitați-vă, sub lac, gen, ce? E crucea asta. Man, the lake, ok, boys. Am înțeles cum merge treaba, oamenii mei, deși că Jamie l-a omorât pe iubitul ei. O fi că a fost supărată că și-a scăpat de noastră, nu cred că e chestia asta. Când a sărit la napa, a lăsat-o singură și cred că demonia din apă sau ce erau creaturile alea au posedat-o într-un fel și zic, ați văzut că și ea într-un fel arăta că ea avea o cheia și ceva. Bă, foarte, foarte ciudat. Iar acum, oamenii mei, avem ceva și mai, și mai horror, un short horror film care se numește Ouija Board. Și ăsta, boys, nu este într-un fel iubit și iubită, pentru că din păcate iubitul este mort, însă iubita lui mai are ceva, vrea să-și ceară scuze. Așa că într-o seară în care a fost așa mai maturită, s-a gândit să folosească o tablă Ouija ca să-i ceară scuze lui iubitul ei, care din păcate a murit. Însă se pare, boys, că iubitul ei o să revină și nu vă mai zic ce se întâmplă. Urmează să vedem care-i treaba. O să vină cu o prietenă de aici și o să încearcă să-l contacteze pe iubitul mort, pentru că vrea să-i zică.
Uite, deci ăștia sunt ei doi și el din păcate a murit. Acum cred că ne dă un apel, gen, să înțelegem. Ea vrea să-și ceară scuze, dar nu știu de ce. Urmează să aflăm. Cât de egoistă poți să fii? Și că nu cred că o să vin, asta a zis el, nu cred că o să vin acasă diseară, am nevoie de ceva timp singur. Bă, bă, gen, s-au certat înainte să moară, gen, și ea vrea să-și ceară scuze. Uite, ăștia erau ei. Se simte proști. Acum, băi, cred că o să folosească o tabla spirituală. Uite, acum a venit prietena ei, v-am zis, băi, că vine cu o prietenă. Și proastele o să încerce să-l contacteze pe al nostru, să vedem dacă reușește sau nu, nu știu. Hi. Hi. I'm sorry I'm late. Îmi pare rău că am întârziat. I lost the track of time while working. That's fine. That's fine. Îmi pare rău că am pierdut. Yeah, half a glass. Vrei să bei, da, jumătate de pahar. Trebuie să conduc înapoi. Dar nu înțeleg cum a murit el, gen, s-a sinucis sau a făcut ceva accident de mașină sau ceva. Hai să vedem, cred că o să ne povestească. Uite, ea plânge. One step at a time. I know it's only been 2 months since he passed. A, de 2 luni a murit. Ok. You need to get rid of this. Mamă, bă, bă, și are tablă Ouija acolo. Și că poți să faci ceva, dar nu ajută. Da, pe bune, nu există chestia asta. Am încercat, vrea să ia contactul cu el. Băi, boys, cu tabla Ouija e contactul cu demonii, gen demonii care dacă ai vreun demon, nu cu oameni, bă, n-ai cum. Demoni. Și a murit când mă ura. Nu, nu, nu spune chestia asta. Care a fost ultimele lui cuvinte? Da, aș vrea să-i spun că îmi pare rău. Mamă. Dacă ți-a spune că poți, cum poate să-i zică? Cum poate să-i zică că îi pare rău? Mamă, cu tabla Ouija. Bă, dar aia n-a zis adimiauri că nu merge. Ce naiba? O luat o zi, pun lumânare și acum fac... A, bă, nu, cred că au făcut ele o tabla Ouija. Mamă, și dacă se ia contactul cu el, hai să vedem dacă se întâmplă ceva. Dacă vine înapoi după ele. We need something that belongs to him. Avem nevoie de ceva ce îi aparține. Uite, îi dă brățara, man. Îi poartă brățara bun. Hai să vedem. Put your hand on the glass. Puneți mâna pe pahar. Ah, uitați-vă, au făcut ei o tablă Ouija. Uitați-vă, gen. Că e schisă cu cretă. Acum închide ochii. Trebuie să fiu prea beată ca să fac chestia asta, ea nu crede. Și că ca prieteni ne adunăm, inimile sunt adevărate, spiritele de lângă, apelăm la voi, spiritelor. Dacă e vreun spirit aici, te rog, fă-te recunoscut. Bă! Și s-a mișcat aia. Eu zic că una dintre ele două a mișcat. Hai să vedem. Nu te speria. Ce a fost aia? Bă. What is your name? Care e numele tău? Cum te numești? L-a întrebat. A. B. A. B. Abel. O fi că Abel îl chema și pe iubitul ei. A văzut ceva. Bă, boys, uitați-l pe Abel. E în cameră. Frate Biu? Bă, Abel era la el în cameră. Bă. Dacă să te oprești, trebuie să te lase Abel să te oprești. Nu poți să te oprești așa tot de capul tău. Sunt super speriată. Nu vrei să afli dacă e furios pe tine? Ba da, hai. Yes, mama, zic că e furios pe ea, why? Why, frățiorul Abel e furios pe ea? Mamă, why, deci nu-i bine de robuiți. E furios pe tine.
Ce se întâmplă acum? Bă. Mă uită să cum îi tremură mâna. Nu era nimeni. Ok, astea sunt efectiv speriate căcate pe ele. To the spirit we invited. It is time to end this session. Exact, băieți, v-am zis, băieți, nu poți să pleci așa. A zis că spiritul pe care l-a invitat cred că este tipul să încheiem această sesiune. Îți spunem la revedere pentru acum. Hai să vedem dacă vrea spiritul. Bă! Bă, oamenii mei. Bă, era Abel. Uai, și aici s-a terminat. Bă, fraților, deci au fost niște filme